Iată, am ajuns la 21-a ediție. Cu unii ne-am văzut pentru a 21-a oară în Timișoara, cu unii pentru prima dată, dar e foarte important că această întâlnire are o participare extraordinar de mare, aproape maximală, aș putea spune. Undeva la 1300 de persoane au fost, sunt înscrise. Nu se prea poate mai mult, pentru că trebuie să mai rămână cineva și la datorie. De multe ori spitalele rămân în regim de gardă în perioada aceasta. Ne bucurăm foarte mult de această apreciere care îi determină să vină aici și, desigur, am încercat să oferim un program care să le satisfacă așteptările. Avem 110 speakeri, dintre care mai mult de jumătate sunt din străinătate, nume mari din domeniul nostru, lideri de societăți europene, societăți internaționale, și ne bucurăm că avem câțiva speakeri români de-ai noștri care s-au afirmat dincolo și acum vin și prezintă conferințe la congresul nostru. Este un congres care reunește două specialități cheie, anestezia, terapia intensivă și medicina de urgență, și acest lucru este foarte bun pentru că ne armonizăm cumva informațiile, atitudine, și acest lucru ajută foarte mult în practica de zi cu zi. Pe lângă conferințe care se țin în patru săli, în paralel, avem câteva workshop-uri foarte interesante, avem trei workshop-uri pre-congres, cu o zi înainte și în ziua aceasta, avem workshop și după încheierea congresului, în care participanții învață chestii foarte practice, diverse tehnici de monitorizare, de tratament, extrem de utile în practica clinică. Desigur că am încercat să ne conectăm și la Timișoara, capitală culturală, și iată, chiar în seara aceasta suntem invitați de Filarmonica Banatul, Opera Națională Timișoara, Primăria Timișoara, să participăm la marele concert simfonic organizat de Filarmonica Banatul împreună cu o filarmonică din Germania și trei coruri. Și în continuare, desigur, o parte bună dintre participanți vor beneficia de acest timp să meargă să viziteze muzeul sau alte evenimente culturale ce se desfășoară în această perioadă. Aceste două specialități sunt cele mai tehnologizate specialități. Adică, atunci când vrei să tratezi, să salvezi un caz grav, ai nevoie de foarte multe echipamente ca să menții pacientul în viață, să îl resuscitezi și să îl salvezi. De aceea există foarte multe noutăți. Mereu apar noi generații de aparate, de la aparate de ventilație artificială, și cu asta am început, a fost prima conferință, la monitoare care arată exact cum stă pacientul din toate punctele de vedere, inimă, rinic, plămâni, câtă apă are în organism, și aici apar mereu date noi. Apoi sunt tot felul de aparate, de exemplu, de circulație extracorporeală, care pur și simplu, sau plămân artificial, care pur și simplu preiau funcția plămânului, oxigenează sângele în afara organismului până când plămânul se vindecă. Infecțiile reprezintă, ca întotdeauna, un subiect de mare, mare actualitate, și ne racordăm la tot ce a apărut nou, încercând să îmbunătățim situația. Infecțiile nu vor dispărea niciodată din marile spitale, pentru că pacienții gravi, prin natura lor, au imunitatea prăbușită, primesc tratamente invazive și inevitabil apar și infecții. E prețul plătit ca să putem salva. E bine să spunem asta lumii, să înțeleagă. De multe ori am putea să nu avem nici o infecție în ATI, dar dacă nu i-am intubat pe pacient, nu le-am pune catetere venoase centrale, nu am face tehnici invazive, atunci microbii n-ar intra, nu ar fi nicio infecție, dar toți pacienții ar muri. Cu aceste metode invazive reușim să-i salvăm într-o proporție foarte mare, dar desigur apar uneori infecții. Trebuie să le prevenim, să le menținem la un nivel cât mai jos, și pentru asta, desigur, se prezintă toate tehnicile care apar. Sunt doar câteva din exemplele acestui program, care de aceea este și foarte vast, pentru că are foarte multe teme, iar numărul mare ne permite să organizăm în patru săli. Ați văzut că acum la deschidere practic a fost arhiplin, au fost oameni pe coridor, oameni care au stat în picioare, și asta e cea mai mare bucurie pentru un organizator. Există acum programe care analizează toate analizele de laborator, toate culturile cu microbi, toate infecțiile, datele pacienților, ce vârstă au, de unde vin, dacă vin din cămine, care stau mai multe persoane, ceea ce e un factor de risc, dacă vin de acasă, alte boli pe care le au, și pe baza acestei analize învață și face recomandări
foarte probabil infecția este în zona aceea, foarte probabil ar răspunde la următor. Asta e doar un exemplu de inteligență artificială. Este un domeniu care, desigur, acum se dezvoltă, a explodat cumva, dar el va ajunge și la noi și sperăm să ajungă și la noi în Timișoara și în România, prin programele care sunt, proiectele care sunt, ne dorim acest lucru. Chiar astăzi am avut o videoconferință cu mai mult potențial parteneri din Europa de Vest pentru un proiect european cu fonduri europene care se va depune la Bruxelles și în care se încearcă interconectarea secțiilor de ATI, astfel încât să putem analiza aceste date globale, să vedem diferențele de atitudine, să ni le armonizăm și astfel să îmbunătățim prognosticul pacienților noștri. Este un domeniu fascinant de care trebuie să rămânem aproape. Eu am fost în primăvara aceasta la un congres destinat inteligenței artificiale la Lisabona, pentru că trebuie să păstrăm legătura cu acești băieți deștepți din IT, să nu fim doar niște utilizatori pasivi și sperăm să o facem și să obținem beneficii pentru pacienții noștri. Este unul din domeniile în care tehnologia există, cum vă spuneam de mult. Dacă ea se dezvoltă, dacă vine inteligența artificială, nici într-o caz aceasta nu va pune în pericol doctorii sau personalul medical, pentru că sunt două specialități în care contactul cu pacientul este esențial, este inevitabil. Fără asta nu se poate salva. Poate că la interpretarea unor analize sau la unor imagini, sigur că da, rolul inteligenței artificiale va fi mai mare și doctorul doar va decide dintre variante. Dar aici tot ce există, tehnologie, inteligența artificială, nu face decât să ajute pe cel care practică actul medical, care e destinat salvării pacientului, ameliorării suferinței sale și așa mai departe. Deci cred că vom fi și în acest domeniu, iarăși, o țintă preferată a programelor noi, inclusiv de inteligență artificială, pentru că ele, ca să existe, au nevoie de multe date. Ori pacienții noștri furnizează cele mai multe date, că avem tot felul de monitoare, facem cele mai multe analize față de alte lucruri, că sunt în stare critică, dinamică. Și astfel că, având date, automat programele vor putea să le utilizeze și să vină cu instrumente utile. Ne dorim să facem sesiuni ale societăților de inteligență artificială în medicină, să-i invităm în congresul nostru, să aibă o sesiune și să ne conectăm astfel la ei, să devenim, de ce nu, și noi membri acestor societăți și astfel să beneficiem din plin. Este o ediție specială aceasta, din anul acesta, odată pentru că Timișoara este capitală culturală, dar ea vine după un an care a fost, trebuie să spunem, un an al recunoașterii publice la cel mai înalt nivel al școlii timișorene de anestezie terapie intensivă, astfel prin maratonul vaccinării, prin numeroasele caravane destinate oamenilor vulnerabili din diverse zone, din zone montane, delta, azile de bătrâni, azile de noapte, închisori, cartiere cu minorități defavorizate și așa mai departe, am câștigat trofeul pentru campania anului, fundația noastră, Asociația pentru ATI Aurel Mogășanu, la o competiție Romanian Healthcare Awards, care este singura cu juriu internațional, cu experți din vreo 7 țări. Apoi, secția ATI a Spitalului Județean a primit la altă competiție Gala Excelenței Medicale trofeul pentru colectivul spitalicesc al anului la nivel național și eu personal am primit la Romanian Healthcare Awards titlul de trofeul doctorul anului. Deci chiar a fost un an al unei recunoașteri deosebite. Sigur că ne bucură acest subiect al recunoașterii publice, e foarte interesant și profund. M-am gândit mult în acest context la el și se arată că e o necesitate a ființei umane. Ai nevoie să te confirmi prin imaginea ta în ochii sau în sufletele celorlalți. Și nu întâmplător, iată, la această ediție avem și o carte proaspăt scoasă, autoarea Ramona Băluțescu,
intitulată frumos Noua ta viață, despre cele două specialități, în câteva reportaje care abordează exact aceste acțiuni ale noastre, care ne-au adus și această recunoaștere. Ea include pe lângă aceste trofee și un moment special pentru noi toți, și anume faptul că domnul profesor Aurel Mogoșanu, care este pionierul ATI-ului în zona de vest a României, maestrul nostru, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara anul acesta.